Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoenescu, ca de obicei gazda dumneavoastră la emisiunea Ordinea de Zi. Am zis să trecem prin toate localitățile pe cât posibil și astăzi ne-am oprit la Târgu Jiu pentru a vedea ce probleme sunt, care sunt soluțiile și bineînțeles așteptăm și SMS-urile dumneavoastră la 0766314582 dacă aveți sugestii sau întrebări. Invitatul meu pentru acest subiect în această zi este domnul Marius Onescu, directorul tehnic al primăriei Târgu Jiu. Bine ați venit. La Nsatel. Bine v-am găsit. Ne-ați găsit greu? <laughs> Foarte greu, dar până la urmă am da. găsit. E pentru prima dată când veniți la da. da noi în studio, dar ăsta e începutul și chiar vorbeam, dragi telespectatori, că vom merge și în teren să filmăm ca să vedem ce se lucrează, ce se întâmplă să lămurim pe toată lumea cu, în legătură cu lucrările care se fac, cu investițiile, ce urmează, ce se face, cu aparține fiecare da, lucrare. Este o idee destul de bună pentru că, în general, cetățenii cunosc investițiile acolo mai mult în zona în care locuiesc și atunci putem să Prezentăm o imagine a întregii activități la nivel de teritoriu cu toate investițiile, pentru că nu sunt puține investiții care se derulează la ora actuală, plus că foarte multe sunt în așteptare, fie în zona de obținere de fonduri europene, pentru că, în general, marile investiții nu le poți suporta din bugetul local și de aceea avem un portofoliu de proiecte care are o valoare estimată de aproape 160 de milioane de euro, iată o sumă destul de mare care se va regăsi în proiecte mari, proiecte care vor rezolva, să spunem, cu adevărat foarte multe probleme ale cetățenilor din Târgu Jiu. De aceea spun că toate aceste proiecte au fost pregătite în ultimii 2-3 ani de zile, așa încât prin Agenția de Dezvoltare Regională, prin acele fonduri europene, să putem să accesăm în general proiectele sau fondurile care să stea la baza finanțării acestor proiecte, că dacă privim puțin în urmă și ne întoarcem la nivelul anului 2013. Putem să spunem că Primăria Târgu Jiu a accesat un program integrat, un plan integrat și am avut aproape 80 de milioane de euro numai în programul operațional regional, perioada 2007-2013, perioada în care s-a lucrat numai pe fonduri europene și primăria Târgu a reușit să încheie toate aceste investiții, să aibă un grad de absorție de 100%. De aceea spun că propunerea dumneavoastră de a merge în teren, de a face cunoscut șantierele care sunt la ora actuală în Târgu Jiu, Poate tocmai de aceea mulți nu o să înțeleagă la prima vedere de ce se merge foarte greu în Târgu Jiu, de ce se circulă cu anumite restricții, pentru că sunt zone care sunt supuse unui adevărat șantier și cu această ocazie... Încerc scuze pentru disconfortul care îl creează aceste șantiere, dar toate aceste lucrări odată finalizate nu fac decât să rămână de domeniul trecutului, iar ceea ce este realizat sau va fi pus în funcțiune nu face decât să creeze condiții pentru cetățenii din municipiul Târgu Jiu. Foarte adevărat, dacă stăm să ne amintim Târgu Jiu se inunda la prima ploaie, acum ceva timp. Da, haideți să privim în urmă și să ne <laughs> da. aducem aminte de seceta în primul rând care atunci făcea să nu avem, apă, la făcea să n -avem apă în anumite zone ale municipiului Târgu Jiu, în special la locuințele colective cu 10 niveluri, blocurile turn în partea de nord de a municipiului Târgu Jiu, ori în perioada 2000-2016, sunt peste 120 de milioane de euro investite în partea de aducțiuni de apă, reabilitare surse, extindere de rețele de apă potabilă, redimensionarea rețelor de apă, reactivarea surselor de mare adâncime, pentru că în afară de programul operațional, regional au fost fonduri accesate, așa cum spuneam, peste 120 de milioane de euro, numai în zona programului operațional sectorial de mediu. Alte proiecte care au fost pregătite, pe care operatorul, până la urmă, a trebuit să le pună în practică, să le pună în operă, iar la ora actuală putem să discutăm că Târgu Jiu nu poate să mai sufere de apă atunci când se ce spune cuvântul pentru că pe lângă sursele de suprafață ale Târgujiului și putem să ne reamintim despre Sohodor și Ușița Verde, Aveam un aport de apă de undeva din barajul Clocotis și acea conductă care de la, de la Peștișani, atunci când seceta era destul de pronunțată, foloseam acea rezervă din barajul de la Peștișani, dar așa acel baraj, ca orice sursă de suprafață, nu tot timpul putea să asigure apă. Ori prin reabilitarea surselor de apă, prin reabilitarea salbei de foraje de mare adâncime din zona Ezureni, completarea forajelor din câmpul de foraje, preajba și polata, punerea acestora în funcțiune, sunt foraje de mare adâncime, peste 280-312 metri ca și limite, deci să ne facem și o imagine imaginea ce înseamnă un foraj. Sunt surse stabile și atunci când Seceta spune cuvântul, stratul acvifer de mare adâncime, nu face decât să creeze un potențial aport de apă pentru târgușieni. De aceea spun că... Așa cum spunea și dumneavoastră, foarte multe investiții făcute cu ani în urmă, continuate în anii care au trecut, n-au făcut decât să îmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor. Spunea ceva despre ploi la prima ploaie, inundații. Da, da. Și da. Dacă... după care am suferit de gropi imense în zona de sud a orașului. Dacă dăm puțin Și și nu chiar atât de puțin, să ducem iar 7-8-9 ani în urmă. Privind dinspre partea de răsărit a municipiului, o serie de canale colectoare în zona Amaradia au fost realizate așa încât să nu mai existe acele inundații în zona respectivă, mai ales când dinspre calea Bucureștii, Primăverii, Sfântul Dumitru Petrești. Ne ducem în partea de nord a municipiului, șanțurile, preluarea apelor pluviale în zona Preajba, Polata, Ursaț, Pajiștei, iată, zone care până la urmă putem să spunem că au beneficiat fie din bugetul local surse de finanțare, fie pe fonduri europene, că în general foarte multe lucrări de preluarea apelor pluviare au fost realizate odată cu modernizarea drumurilor. Știm destul de bine că în perioada 2007-2013, prin programul operațional regional, s-au realizat o serie de lucrări mari de modernizări străzi. Să dau numai câteva exemple, preajba mare în totalitate, aviatorilor, bărsești, Polata, Ursați, Mărgăritarului, Ana Ipătescu, Calea București, Calea Severinului, cartierul Narciselor, cartierul Bicas, cartierul Tismana, Ori toate aceste străzi de reabilitate au avut în partea de execuție și zona de preluare a apelor pluviale, fie prin canalele deschise cu deversare către emisarii din zonă, fie cu colectoare subterane, canalizări pluviale și cu această ocazie. Toate zonele, să spunem, au ieșit din riscul de a mai fi inundate. La ora actuală se lucrează în zona de nord. A mai rămas o zonă destul de sensibilă. Este vorba cartierul de barcader Lotului, unde pe strada Colonel Dumitru Petrescu tipografiei, în acea zonă, mai sunt ceva probleme din cauza, să spunem, precipitațiilor sau ploilor abundente, datorită rețelei vechi de canalizare pluvială. La ora actuală se lucrează pentru realizarea sau înlocuirea în totalitate a canalizării menajere, preluarea racordurilor dinspre locuințele colective și individuale din tot care o colonel Dumitru Petrescu, urmând ca de săptămâna viitoare, pentru că s-a creat acest front de mers înainte cu canalizarea menajere, deja să trecem la realizarea canalizării pluviale. Acolo pot să spun că, într-adevăr, este un disconfort datorită șantierului, dar odată depășind acest disconfort, Puse în operă cele două canalizări menajere și pluviale, nu face decât să înlăture, să spunem, acel disconfort, fie din cauza inundării subsolurilor fie din uh, inundarea carosabilului. Uh, sunt lucrări destul de mari în acea zonă, așa încât până în toamnă să treacă efectiv la refacerea părții de carosabil. Dacă ne întoarcem în partea de sud a municipiului Târgu Jiu, strada Victoriei până în Margarita lui, cu tot ce înseamnă locuințe individuale stânga-dreapta, de asemenea risc de inundații prin colectorului principal, atât menager cât și pluvial cu deversare către râul Jiu, n-a făcut decât să rezolve partea de preluare a apelor pluviale dinspre piața centrală, 14 octombrie, victoriei luncilor strada termocentrală, la ora actuală, care a devenit deja o centură a Târgu Jiu Iar dincolo de râul Jiu, S-au finalizat lucrările de canalizare menajeră, sunt puse în funcțiune stațiile de pompare, deja s-a trecut la partea de racordare a populației, pentru că a fost o zonă vitregită, acolo nu a existat canalizare menajeră, ori toate colectoarele principale din zona de dincolo de râu fac un transfer peste Jiu în strada Victoriei, unde, cum spuneam, cu ani urmă s-au realizat acele colectoare mari care pot să preia și este dincolo de râu La ora actuală se lucrează pe strada Luncilor. Nu trebuie să privim numai partea de asfaltare ce se va vedea ulterior după modernizarea străzii. Se lucrează la un colector principal privind canalizarea pluvială. A ajuns de undeva din intersecție cu calea Severului până aproape la intersecție cu strada Barajelor. S-a făcut legătura și partea de deversare pe strada Solidarității către râu Jiu urmând ca în zona podului ce traversează râul Jiu, podul Abator, așa cum da, este da. cunoscut, prin forare la adâncimea circa 6-6 metri și jumătate să se facă joncțiunea, iar strada Luncilor, prin acest colector să poată să preia toată rețeaua de ape pluviale însemnând panduri, însemnând bucegi, însemnând bistrița, făgăra și jiețe, toate străzile din zona respectivă. Deci sunt lucrări destul de mari la ora actuală în desfășurare care într-adevăr, cum spuneam, creează disconfort și nu numai disconfortul cetățenilor din zonă, dar și participanților la trafic. De aceea spun puțină răbdare, așa încât până la sfârșitul anului să uităm de acest disconfort și să beneficiem, să spunem, de ceea ce oferă o modernizare de stradă, o modernizare de infrastructură, realizarea unor rețele subterane care până la urmă nu fac decât să rezolve problemele care, cu care de care ne-am lovit până la ora actuală. Și pentru că am detaliat situația canalizării la nivel de oraș și pluvială și menajeră, aș vrea să vă întreb cum stăm cu epurarea. Așa cum spuneam pe programul operațional regional au fost accesate câteva pachete majore. Am spus câteva cuvinte despre extinderea rețelelor de alimentare cu apă, reabilitare surse, canalizare menajeră. O valoare de aproape 400 miliarde de lei vechi fonduri, program operațional sectorial de mediu. Modernizarea stației de tratare apă potabilă, aproape 300 de miliarde de lei vechi. De asemenea, un pachet finanțat din fonduri uh, europene prin programul operațional sectorial de mediu. Iar partea de epurare este o lucrare destul de mare, o lucrare care a fost realizată pe fosta stație de tratare a peuzate din strada Mărgăritarului, o modernizare, o extindere și o tehnologizare la capacitatea finală de preluarea întregii ape reziduale din Târgu Jiu, pentru că a fost gândită așa încât, prin aceste colectoare care au fost realizate, despre care am vorbit, să putem să mergem mai departe cu canalizarea și către periferia asta, însemnând Bârsești, Pajiștei, Polata, Ursați, Preajba, Preajba Mare, Drăgoieni, Sfântul Dumitru, Petrești, pentru că prin modernizarea stației și mărirea capacității putem să colectăm întreg volumul de apă uzată, să-l tratăm și să dăm la emisarul UJiu apa tratată care să corespundă din punct de vedere al normelor europene. Stația este finalizată, la ora actuală este în probe, tratează, urmând ca la recepția finală și piful final, deja operatorul să poată să o exploateze la capacitate. Cam când va fi recepția finală? Din câte știu de la operator, de la aparegiu, probabil în această toamnă se va exploata la capacitate, pentru că discutam despre anumite puncte privind realizarea canalizărilor menajere. Am discutat despre zona lotului de barcader, colonel Dumitru Petrescu, acolo se înlocuiește rețeaua de canalizare veche. Deci cam același aport, dar am discutat despre dincolo de râul Jiu, însemnând Jiului, meteor, microcolonie, calea Severinului, luncilor, panduri, drumul către Drobeta, Tunul Severin, până undeva în dreptul drumului național, podul de la Șușița, toți cetățenii din acea zonă, care deja sunt în curs de branșare la rețeaua care a fost realizată, apa reziduală este transferată peste râul Jiu și merge direct în stația de tratare. De asemenea, în zona Drăgueni. Discutam cu ceva timp în urmă despre realizarea unei lucrări de investiții în partea de infrastructură în canalizare menajeră. La ora actuală se lucrează. Lucrările au început de undeva din aval, pe strada petrești, vor continua pe strada Sfântul Dumitru, apoi pe Drăgoieni, calea București-Drăgoieni, până la ieșirea de pe teritoriul Târgu Jiu undeva către Bălănești, dacă zic bine localitatea da, 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 vecină. Bănești, da. bănești, Urmând bănești. ca, prin acest colector, o valoare de investiție de aproape 55 de miliarde de lei vecheată peste un milion de euro deja o investiție care se derulează în partea de răsărit a municipiului Târgu Jiu. Este o lucrare destul de importantă pentru că odată realizată, să nu uităm că acolo este un drum național, condițiile de realizare vor fi două colectoare stânga, dreapta, de o parte și de alta drumului național, anumite subtraversări, stații de pompare alimentări cu energie a stațiilor de pompare, tot acest colector principal nu face decât să creeze condiții să putem demara apoi lucrări de canalizare către localitatea Preajba, pentru că odată realizat colectorul putem să aducem aportul de apă reziduală și din Preajba. De aceea spun că sunt o serie de lucrări destul de mari în zona de infrastructură, fie finanțate din fonduri guvernamentale, cum sunt aceste lucrări mari, fie din bugetul local, acolo unde discutăm de incinte de cartiere și nu în ultimul rând în zona de master plan a operatorului Aparegio, deja această etapă 2014-2020, așa cum este cunoscută, nu va face decât să aducă, să spunem, alte fonduri ca să existe o continuitate, pentru că atunci când ai proiecte pregătite, când ai studiile de specialitate realizate, când te încadrezi pe zona de finanțare, poți să discuți de o continuitate în accesarea fondurilor europene ori, așa cum s-a observat, dacă facem o sinteză 2000 2016, plecăm timid cumva cu un capăt de stradă Ana Ipătescu pe care am obținut o primă finanțare europeană 23 august, partea de capăt spre zona agriculturii unde de asemenea a fost o primă finanțare europeană, dacă atunci discutam de câteva mii de euro, iată că discutăm în perioada de 16 ani de aproape 240 de milioane de euro sume care sunt atrase datorită modului în care conducerea primăriei, primarul municipiului Târgu Jiu a putut să așeze strategia de dezvoltare, planul de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung. Dacă discutăm de perioada 2007-2012, iată că acum discutăm 2000 14-2020, o altă etapă în viața trilugienilor privind accesarea de fonduri europene. De acord cu dumneavoastră. O întrebare pentru dumneavoastră, venit de altfel din teren, cetățeni din zona aceea unde sunt strămutații, că vorbeați da. de pe Aleea Sfântul Dumitru, din Alea Sfântul Dumitru se ajunge în cartierul de strămutați, da, este... iar acolo se plângeau că nu se rezolvă problema cu canalizarea. Acolo sunt câteva probleme care trebuie rezolvate. Este vorba de Culcer, tot ce înseamnă cartier între Sfântul Dumitru, Culcer, Perlei, râul maradia. Este zona unde compania națională CO, Complexul CO, da, energetic, energetic Oltenia, a achiziționat terenul și a construit case pentru strămutați. Aveau și au în continuare obligația ca în toată acea vatră de sat sau în acele vetre de sacă, că nu discutăm doar de o singură vatră de sat, sunt cel puțin 3-4 din câte știu, aveau obligația și încă obligația să asigură partea de utilități. Când discutăm de utilități, nu discutăm strict numai de canalizare, discutăm de apă, discutăm drumuri. de alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaze, canalizare menajeră, rigole, căi de acces, drumuri, alei, accesul și poduri și podețe către proprietăți. Și sunt în proprietatea CEO. Și sunt în proprietatea CEO. Cunoaștem problemele locatarilor din zonă, venim cu această canalizare menajeră în zona respectivă, suntem foarte aproape de canalizarea uh, celor de la CEO, care trebuie să și-o termine până la urmă. Sau Cam mai în bine. ce procent e Din câte am loc. făcut o vizită în teren, am avut câteva întâlniri cu reprezentanții complexului energetic, și am manifestat dorința să putem găsi o cale comună să preluăm ceea ce este gata. Cred că, la ora actuală, canalizarea menageră și stația de tratare a pauzată pentru că există și o stație de tratare, și această stație, când va fi pusă în funcțiune și va avea recepția, nu face decât să creeze avantaje și pentru celelalte zone apropiate de Vatra de Sat pentru cei strămutați. Cred că, în proporție de 80-85%, sunt finalizate. Am avut discuții, am avut întâlniri la nivel de conducere complex energetic, sperând ca până la sfârșitul acestui an să poată să-și pună în funcțiune alimentările cu apă, cu energie, canalizare, căi de acces, să-și facă recepția, să găsească modul și cadrul legal, să poată să le predea din patrimoniul dânșilor în patrimoniul public al primăriei Târgu Jiu, pentru că toate acele zone nu trebuie să privim numai Partea de utilități sau nevoie de salubritate, de întreținere, de curățenie, de dezăpezire pe timp de iarnă, măturatul străzilor, oricum îl facem, pentru că până la urmă sunt cetățenii ai Târgujiului, dar ca să avem, să spunem, imaginea clară și să știm ceea ce gestionăm, toate acele zone de utilitate publică să fie predate primăriei Târgu Jiu, pentru că în aceste condiții, prin operatorul APA Regio, putem să gestionăm uh, punctual și la timp orice problemă care apare, prin sece edilitară, partea de întreținere, salubritate, reparații, dezăpezire, putem să intervenim uh, la timp și punctual. De aceea spun că, probabil, după discuțiile care le-am avut, în toamnă cu siguranță vor putea să facă acest pas și să predea primăriei Târgu Jiu toate investițiile din zona respectivă. Așa cum au predat de asemenea casele, terenurile cetățenilor pentru care le-au construit. Corect. Aș vrea acum să trecem la subiectul arzător al centrului, liniei centrale a Târgu care se aglomerează în jurul prânzului și cam, na, de la 10 la 2, faci 20 de minute de aici până în centru la Într-adevăr, în există o zonă destul de aglomerată în perioada prânzului, Strada Victoriei. Se, uh, se folosește foarte puțin partea de centură a municipiului Târgu Jiu și am observat că în ultima perioadă de timp, ceea ce se deplasează dinspre nord către sud și dinspre sud către nord, în special în zona cumpărăturilor, uh, lanțurilor de magazine, complexe comerciale care au apărut pe Strada Termocentralei plus deplasarea către platforma industrială, că încă există o platformă industrială în partea de nord, se folosește foarte mult centura, dar nu toți folosesc uh, drumul de centură, pentru că drumul de centură este foarte liber între anumite ore de vârf. Da, dar dacă D ai treabă în zona, nu poți să de o iei... De aceea exact vreau să insist și să explic. Deplasarea dinspre nord către sud, indiferent în ce parte ai avea treabă, există injecții către oraș. Dacă de la centură. Dacă trecem podul peste Râul Jiu, în partea de nord, barajul ACH, așa, așa cum da. este cunoscut, există intrare în zona. Nu, sau... dar există prima intrare lotrului. în, în lotului. Există înainte de lotului în zona Dumbrava. Da, da, există apoi intrare în partea din cartierul Tismana. Cu ieșire pe la sala polivalentă, există ieșire în strada Jului cu trecere pod peste râu în zona pieții centrale. Nu mai vorbesc lungilor, nu mai vorbesc partea către merilor sau trecerea peste podul de la abator în zona dar trebuie complexului. Trebuie să că e mai incomod, să ieși pe centru este și incomod, să reintri. incomod, dar la ora nu actuală, să sigur, centru. la ora actuală se lucrează destul de mult și spun că toate aceste lucrări care se desfășoară la ora actuală în Târgu Jiu creează de asemenea anumite restricții. Se lucrează pe lungi și există un trafic deviat în anumite ore de vârf. Se lucrează în partea de nord, de asemenea există zone de restricție și de deviere a traficului. Este problema de o lună, maxim două luni de zile. Nu înseamnă că în incinta orașului problemele sunt rezolvate din punct de vedere al traficului. De aceea s-au căutat soluții privind partea de eliberarea Părții carosabile, Bulevardul Unirii, nu se mai parchează stânga-dreapta, este un bulevard destul de liber. Se aglomerează în zona liceului Tudor Vladimirescu atunci când sunt orele de adus și de ieșit copiii de la școală. Trebuie. Bulevardul Constantin Brâncuș Vasile Alexandrii De asemenea, cu excepția zonei către primărie Ca și locație către Săsugiratoriu De asemenea nu se mai parchează Unde iar au fost lucrări până de curând Unde au fost lucrări până de curând Și să nu uităm de asemenea chiar în fața primăriei Unde este stadionul municipal Din cele patru benzi O bandă este ocupată de organizare de șantier right. Pentru că se lucrează la stadion Și una de parcare și una de parcare. Parcarea primăriei. Nu neapărat parcare pentru cei care trebuie să vină la primărie. Cei care sunt ai primării folosesc undeva partea din spate, din spatele primăriei. Dar oricum există un disconfort la ora actuală, o strangulare datorită lucrărilor care se desfășoară în zona stadionului. S-au căutat soluții în anii trecuți, s-a făcut studiu de trafic, s-au realizat sensurile giratorii, s-au reașezat semafoarele pe axele principale, a, în acest an s-a terminat sensul giratoriu de jos de la intersecție Mărgăritalului victoria alea Victoriei, pentru că și acolo era un nod de conflict sau un punct de conflict destul de mare între uh, cei care tranzitau orașul, veneau dinspre Rovinar, plecau spre Rovinar, mergeau către zona comercială, selectau țiclenii, s-a fluidizat destul de bine. Urmează și este în analiză un sens giratoriu la intersecție Victoria cu 9 mai, și nu în ultimul rând, așezarea zonei de parcare pe strada Victorii, de la intersecție cu Unirii până la sensul giratoriu din 9 mai, cu o parcare pe una din benzi în Spic, rămânând două benzi de urcare către oraș și dinspre su către nor libere și una de coborâre, pentru că mașinile parcate stânga-dreapta, toată ziua, în 24 din 24 de ore, nu face decât să ștranguleze. Dar în paralel cu aceste lucrări, care sunt lucrări până la urmă de suprafață, lucrări ușoare, s-au demarat o serie de proiecte. Sunt proiecte care, la ora actuală, sunt depuse și sunt în portofoliu de accesare a fondurilor europene. Este vorba de pasaje subterane pietonale. Este un pas în a scoate cetățenii pietonii de pe partea carosabilă, de a elimina timpii de trecere la semafoare și discutăm de Trei pasaje pietonale în intersecție Bulevar Constantin Brâncu și Unirii Subterane, strict pietonale, în zona pieții centrale, o zonă destul de aglomerată. În intersecție Victoria-Unirii, zonă centru, de asemenea, se poate realiza un pasaj INTO pentru că zona către centru este blocată din punct de vedere al traficului rutier și, în ultimul rând, pasaj pietonal subteran, la intersecție unirii Republicii Genevei, liceul Tudor Vladimirescu, parcul Tudor Vladimirescu în zona respectivă. Odată accesate fondurile și sperăm ca în această toamnă să avem continuitate în accesarea fondurilor pentru că proiectele corespund, sunt pregătite, avem experiența care o avem, să putem accesa aceste fonduri ca în urma licitației să avem parte și de un constructor serios că da. Este, nu este atât de puțin important să nu ai parte un constructor serios, să putem demara aceste lucrări de pasaje subterane. Spuneați că vor fi strict pietonale. Strict pietonale. Vreau să vă întreb dacă vor exista și spații comerciale, pentru că asta atrag Sigur că Atrag da. pietonii altfel, tot pe deasupra ei veți vedea. Da, cele două, cele două pasaje, în zona pieții centrale și în zona liceului Tudor Vladimirescu, pentru că zonele sunt mai generoase, acolo vor fi mai generoase și. Spațiile subterane vor fi spații comerciale, de asemenea, lifturi pentru persoanele cu handicap, pentru că normele impun accesarea acestor pasaje. Prin realizarea acestor spații comerciale, știm cu toții că până la urmă chiar creează, să spunem, un avantaj și un mod plăcut de a te deplasa printr-un pasaj dintr-o direcție spre alta. Exact. De aceea spun că -o, cafea, mai intri spațiile niște sunt haine. destul de generoase, putem să facem o prezentare cu o ocazie, pentru că avem studii de fezabilitate, le avem în uh, documentație axonometrică uh, 3D, pot fi vizualizate, ca să ne facem o imagine cum sunt concepute și cum sunt gândite. O altă problemă privind partea de aglomerație, înseamnă partea de parcare, deci locurile de parcare din Târgu Jiu. Și la ora... Cele de la blocuri și cele de, la... de pe Dacă străzi, în incinta cartierilor au fost zone destul de generoase, unde de comun acord cu asociațiile de proprietari s-au demolat așa zisele garaje, mă rog, orice ar putea fi numai garaje, nu erau. Barăci. Barăci, mă rog, construcții neautorizate, numai mașini nu erau ținute acolo, ocupau locul și cu construcția și mașina alături. Putem să spunem că în foarte multe zone ale. Orașului, în anumite cartiere, au fost realizate atâtea locuri de parcare exact cât este necesar. Sunt zone în partea de sunt de mai multe locuri de parcare realizate decât numărul de mașini, dar, din păcate, sunt și cartiere vitregite din punct de vedere al spațiului, undeva în Vlahuță, în zona centrală, partea de cartier de acolo, în Unirii, undeva în spatele complexului comercial. Deci sunt câteva zone, indiferent ce s-ar căuta, n-am vrut să dau nume de, de, de centru comercial sau, mă rog, hotel, dar în aceste zone s-au gândit parcări sub și supraterane, pentru că în proiectul de modernizare, AXA e rolul, un proiect destul de mare, împărțit în șase obiective distincte, sunt prevăzute și două parcări sub și supraterane, însemnând în zona Magheru, Dobrogeanu, Gherea, care va rezolva cu siguranță problema parcării sau participanților la trafic în tranzit care vor să găsească un loc de parcare. Se lucrează în spatele la Hotel Goș, de asemenea o parcare subterană care va rezolva atât alocatarilor cât și a celor care vin să uh, și au o cameră să poată să, aibă, să acceseze zona hotelului. De asemenea... În... Și foarte important, mă scuzați că vă întrerup, uh, parcării pe bune în jurul operelor lui Brâncuș, adică uh, acolo e un semn de circulație care nu-ți dă voie să oprești. Da, corect. Dar ăia cu autocarele știu că ei au voie. Au voie. Autocarele ne-am <gânt> gândit greu. Că totuși... Și dacă nu știu, ce facem? Totuși turiștii și autocarele a, să spune că facem au găsit înțelegere, facem o excepție, pentru că... Dar trebuie găsite locuri de parcare, de efectiv, am spus... parcare pe bune, să știe, băi, asta e parcarea... Da. Parcările, am spus, sunt deja proiectate, sunt în zona de modernizare, ca la Eloilor, pentru că este un proiect destul de mare, un proiect amplu, un proiect care nu poate fi finalizat sau susținut din fonduri, din bugetul local sunt depuse documentațiile pentru accesare fonduri pe zona Ministerului Culturii, pe programul național de dezvoltare locală, prin programul de regional, pentru că fiecare obiect în parte poate fi atacat distinct, așa încât în câțiva ani de zile să putem discuta de un întreg. Și de aceea spun că punctele forte ale acestui proiect, pe lângă sistematizare și modernizarea în sine, așa cum a văzut-o arhitectul, Cuprinde inclusiv uh, aceste parcări sub- și supraterane în zona respectivă, pentru a avea posibilitatea să parchezi în condiții de siguranță, să lași libere căile de acces să poată circula normal. Și nu în ultimul rând, o parcare care deja prinde conturi este parcarea din zona primăriei de la stadionul municipal, unde aproape 350 de locuri de parcare subterane. Vor rezolva, subterane, da, subterane, da? sub hotel, vor rezolva, să spunem, problema, mare parte a problemei din zona primărie, Consiliul Județean, zona stadion, pentru că această parcare va fi folosită 24 din 24 de ore de participanții de, de la trafic. Indiferent sau de, unde au treabă, nu indiferent, e parcarea stadionului. Indiferent unde au treabă. Atunci când vor fi meciuri, se vor face acele restricții, cum se face planul tehnic de restricție în zona respectivă, cu jandarmeria, cu poliția, atunci vor fi restricții. Dar, în rest, e o parcare care va fi folosită de orice participant la trafic și care vrea să ajungă în zona respectivă, indiferent cu ce problema la instituții, probleme comerciale sau de orice altă natură. Și, de asemenea, mai există un proiect care este finalizat în zona pieții centrale, care este o zonă destul de aglomerată, ieșirea dinspre piața centrală către prelungire Brâncuș, așa cum e cunoscută breteaua dintre sensul giratoriu până la 14 octombrie, de asemenea o parcare supraterană pe trei nivele, unde de asemenea 200-220 de locuri de parcare pot să, să ia ființă în această zonă. Deci, dar toate aceste proiecte sunt proiecte care necesită finanțare, suntem obișnuiți cu accesarea acestor fonduri. Am discutat despre sume destul de mari în anii trecuți și sperăm că vom avea continuitate pentru că una din condițiile de a accesa aceste fonduri europene este să dai dovadă de seriozitate în elaborarea proiectelor, proiectele să poți să le încadrezi pe ghidurile de finanțare. Și toate aceste proiecte despre care am vorbit, sau altele despre care ne-am vorbit și poate cu altă ocazie mai discutăm, sunt realizate conform ghidurilor de finanțare, drafturilor de ghiduri de finanțare, așa cum sunt ele la ora actuală. Dar pot fi adaptate imediat cum se va lansa în întreaga amploare ghidul de finanțare. Am tot vorbit și am tot arătat telespectatorilor proiectul Calea Eroilor, întrebare. Există finanțare pentru acest proiect sau există doar proiectul și așteptați accesarea de fonduri și dacă da când va fi gata? Deci din discuțiile care sunt purtate cu Ministerul Culturii, cu încadrările pe programul operațional regional, sperăm ca începând cu această toamnă, în general, cu lansarea ghidurilor de finanțare pe programul operațional regional că trebuie să se dea drumul și la această finanțare, să putem accesa mare parte din fondurile care vor sta la partea de finanțare a anumitor obiective de infrastructură din cadrul acestui proiect. De asemenea, se fac demersuri, se insistă foarte mult în zona Ministerului Culturii pentru că, dacă discutăm despre Axa Eroilor, discutăm despre Constantin Brâncuș, suntem convinși că și Ministerul Culturii trebuie să dea o mână de ajutor în această. Și zonă. Aprobări. Și niște aprobări. Aprobările n-ar fi o problemă, că până la urmă se respectă condițiile impuse și avizele trebuie luate până la urmă, pentru că atât timp cât respecti ce se cere prin planul urbanistic de zonă sau prin Pug, atunci poți să spui că opția avizul, dar discutam despre partea de finanțare și atunci sunt convins că prin Ministerul Culturii sau orice alt minister care gestionează fonduri de investiții să poată să vină și să asigură o finanțare substanțială pentru modernizarea axei Eroilor, pentru că spuneam despre reabilitare străzi, 16 februarie, Dobrogeanu, Gherea, Luncilor, canalizarea pluvială, Drăgoieniu, încă 60 de miliarde, atâta costă lucrarea de canalizare. Sunt din fonduri guvernamentale. Iată că am reușit să aducem fonduri extra bugetare din zona guvernamentală și de aceea sunt convins că atunci când vom porni la drum cu calea eroilor, cu siguranță toate aceste surse de finanțare, guvern, fonduri de investiții, fonduri europene, fonduri de contrapartidă, pot să facă întregul și până la urmă, în câțiva ani de zile, să discutăm că acest proiect este dus la bun sfârșit. O altă activitate importantă pe care o aveți, bine, și sala sporturilor, care este acum un lucru, dar aș vrea să atingem, nu mai sunt multe minute din emisiune, aș vrea să atingem și partea de locuințe sociale și a da, la a la începem da. cu stadionul. Bun. Trebuie să aș vrea Am ca în emisiunea de astăzi să încercăm să prindem tot, după da, care pe viitor seminime. le luăm pe rând. Bun, stadionul. Stadionul este o valoare de investiție de circa 20 de milioane de euro. Compania Națională de investiție este cea care se ocupă, gestionează și finanțează, deci fonduri guvernamentale, iată că se poate. Lucrările la stadion, știm cu toți în ce stadiu sunt, sunt destul de avansați, au recuperat mare parte din timpul pierdut, se lucrează 24 din 24 de ore, program prelungit, sunt deci în continuu cele societatea cu subantreprenorul desfășoară o activitate intensă. Alături de stadion, sala polivalentă, deja au început lucrările, 2 milioane de euro în jur, însemnând modernizarea în totalitate, mărirea capacității, în câte mi amintesc, de la 700 de locuri la aproape 1.300-1.350 de locuri, deci se dublează capacitatea, plus restul ce înseamnă modernizare de incintă. Sunt sume, de asemenea, care nu sunt bugetul local, sunt sume atrase de primăria Târgu Jiu. Trecem în partea cealaltă către partea de locuințe. La ora actuală, în Târgu Jiu se desfășoară două programe, sau mai bine zis, au avut continuitate două programe privind construirea locuințelor. Odată programul de social, unde se construiesc locuințele sociale, pe programul social, și în zona de nord, în zona Coleu, să spunem așa cum este cunoscută, strada Ciocârlău, probabil într-o lună, o lună și jumătate vor fi recepționate două blocuri și acolo unitățile locative vor fi deja uh, repartizate. În zona Narcisărul se lucrează deja la două blocuri anele prin programul Agenției Naționale pentru Locuințe. În total discutăm de aproape 100 de unități locative. Iată că și în domeniu sau în zona locuințelor, fie sociale, fie pentru tineri, primăria Târgu Jiu a avut continuitate. Încă o dată denotă modul de abordare și de tratare a acestei probleme privind partea de locuință. De ce spun modul de abordare? Una din condiții să poți să accesezi bani și să ai continuitate, cel puțin pe, în Agenția Națională de uh, Anele de Locuințe, să poți să obții finanțare, trebuie să ai terenul, să-l viabilizezi, să-l sistematizezi, să asiguri utilitățile, să-l cadastrezi, să-l dezmembrezi și apoi să-l pui la dispoziția agenției. Și nu în ultimul rând să ai sursa de finanțare să poți asiguri din cheltuială proprie, din bugetul local sau din orice altă sursă, partea de finanțare pentru utilități în zonă. Cu aproape șapte ani în urmă discutam de 2010-2011 în zona Narciselor s-a identificat terenul unde la ora actuală s-au construit atâtea blocuri și uh, loturi pentru tineri, case individuale. Toată acea zonă a, uh, a fost realizat puzu, s-au obținut fonduri europene pentru sistematizare, asfaltare, rețele de canalizare, alimentare cu energie electrică, postul de transformare cu dublă alimentare, pentru că sunt cerințe impuse de legislație alimentări cu gaze, alimentări cu apă, canalizare menajeră rigole pluviale, ori toată zona aceea a fost viabilizată și, prin hotărâre de Consiliu, a fost destinată construirii de locuințe pentru tineri. Sunt la ora actuală două blocuri în construcție, avem pregătită documentația pentru încă patru, sunt deja în faza de avizare, pentru că. în acea zonă? în acea zonă, pentru că pe lângă 100 de loturi puse la dispoziție tinerilor care au întrunit vitele și care și-au construit locuințe individuale, restul zonei este o zonă care va avea până la final în jur de 20 de blocuri pentru tineri, deci un cartier nou pentru municipiul Târgu Jiu, unde s-a făcut și acea grădiniță pentru copii, sunt prevăzute spații comerciale, deja am văzut că inițiativa privată dezvoltă spații comerciale în zonă, avem tot în zona respectivă modulele tot pe programul social, lângă locuințele ANL, deci o zonă nouă, un cartier nou al Târgujiului, unde primăria, așa cum spuneam, fie din bugetul local, fie din fonduri europene, a trebuit să găsească surse de finanțare, să viabilizeze întreaga zonă, să poată să corespundă cerințelor impuse de ANL. Ori toată zona deja este pregătită și la fiecare lansare de program ANL, primăria a avut continuitatea, a putut să acceseze fonduri și să putem dezvolta locuințe în zona respectivă. Sunt multe cereri, după câte știu, legate de aceste utilități, curent, apă, gaze, individuale de către cetățeni care au construit construcții noi. Ce posibilitate există de a se, se merge într-o anumită ordine a depunerii dosarului, bănuiesc, sunt totuși da, oameni înțeleg. care de mult timp au solicitat utilități și nu au obținut încă. Da, sunt zone ale orașului unde sunt zone mai aglomerate și au fost analizate din punct de vedere al numărului numărul de cetățeni din zona respectivă pentru că dacă dăm timpul foarte mult în urmă, așa cum discutam că nu exista partea de, alime, partea de canalizare peste Râu Jiu, erau destule străzi din Târgu Jiu fără energie electrică, fără rețele de gaze, ori funcție de aglomerările locatailor cetățenilor în zone respective s-au prioritizat și s-a trecut efectiv la găsirea surselor de finanțare. La ora actuală putem să spunem că partea de alimentare cu energie electrică, sistemul de alimentare cu apă, partea de canalizare este în plină derulare. Dacă la partea de alimentare cu energie electrică și alimentare cu apă putem să discutăm că zonele aglomerate, acolo când zic zona aglomerată, zone unde s-au dezvoltat locuință lângă locuință, deja au fost realizate, într-adevăr, punctual, periferic, uh, au mai apărut locuințe, s-au construit și avem solicitări pentru alimentarea cu energie, dar nu și înseamnă... Cerulante. Și, <laughs> și celelalte, și energie și gaze, vreau și omul de toate, uh, clar. Și mi se pare normal și corect, dar funcție de posibilități, funcție de bugetul local, pentru că la ora actuală, niciun operator nu suportă niciun fel de cheltuială. Dacă discutăm de energia electrică, spune să-și facă fie cetățeanul pe proprie cheltuială, fie să găsească sursa de finanțare la primărie. După ultima legislație și după ultimele condiții, cu cât sunt mai mulți cetățeni apropiați, atunci, din punct de vedere economic, rețeaua prezintă un interes, fie că este de alimentare cu gaze, fie că este de alimentare cu energie electrică. Pentru operatorii în sine, și în aceste condiții vin și mai pun și ei ceva alături de bugetul local sau, mă rog, de susa de dacă finanțare. Nu vor pune? Dacă nu vor pune, oricum trebuie să le asigurăm din bugetul local, dar uh, lucru care nu cred eu că până la urmă uh, mi se pare corect, indiferent că pun sau un, nu un ban, după ce ai finalizat aceste lucruri, trebuie să le predai <laughs> în exploatare Operatori. operatorilor. Nu în, în, în exploatare și proprietate. Noi le dăm în general încomodat că nu vrem să devină stăpân pe da? aceste rețele. Și am găsit e soluția de comodat, pentru că dacă într-o zi în considerăm că nu mai este oportun acest operator, de ce să nu putem să. să schimbați operator. Să schimbăm operatorul, corect. pentru că piața este liberă. Corect. De aceea corect. spun că toate aceste locuințe individuale sunt într-adevăr cetățeni care au depuse cereri, dar au fost tratate ca prioritate acele aglomerări sau unde din punct de vedere economic s-a justificat. Pentru că dacă îți construiești o locuință la 2-3 km de Târgu Jiu și până acolo nu există o altă locuință, nu prea este în regulă să duci o rețea fie de gaze fie de alimentare cu energie din bugetul local pentru faptul că s-a construit acolo. Când vor mai apărea locuințe în zona, atunci cu siguranță există o motivație, există, să spunem, o analiză a economicității investiției, că până la urmă orice investiție este supusă și altor controle pentru că dacă nu reprezintă nu din punct de vedere economic importanță, atunci poate fi imputabilă. Mai sunt mai un minut din emisiune, dar avem două mesaje, cineva întreabă pe centura cimitirului când vor fi utilități. Și, da, în primul rând să răspund la asta. Păi acum, dacă discutăm de centura cimitirului, sunt câteva adică pe cimitiri sunt câteva în municipiul Târgu Jiu. Bă, nu că este vorba de strada Narciselor, centura Narciselor. Pe strada Narciselor există rețea de gaze care a fost înlocuită în vara aceasta, modernizată în totalitate. Există rețea de alimentare cu apă. Dacă se referă la partea de alimentare cu energie electrică, Probabil în condițiile ăștia s-au terminat alimentările cu energie electrică pe, în zona locuințelor anele deja avem, uh, uh, rețele, avem rețele făcute în zonă, postul de transformare, așa încât să putem să aducem și să extindem rețeaua pe strada Narciselor. Dar și aici, atenție, sunt rețele de alimentare cu energie electrică deja realizate, dar dacă discutăm de locuințe periferice sau la distanță de strada Narciselor și dacă nu sunt mai multe locuințe, să spunem, construite în zonă, iar este puțin de așteptat. O să dureze, da. da. Și mai este o întrebare care și eu vreau să o adresez, dar iată că nu ne permite timpul, dar totuși dacă este SMS să răspundem, situația cu centura nouă. Care este? Păi hai să spunem câteva cuvinte despre centura nouă. Un minut, regia. Pentru că Chiar dacă primăria Târgu Jiu nu gestionează această investiție, este o investiție finanțată din fonduri europene, fonduri guvernamentale, este gestionată de Compania Națională de Drumuri și Autostrăzii, sunt cei care gestionează efectiv această investiție. Nu înseamnă că primăria Târgu Jiu a rămas indiferentă pentru că... Au fost o serie de probleme care până la urmă sunt problemele cetățenilor din Târgu Jiu și a trebuit să ne implicăm atât cât permite cadrul legal și cât există comunicare între primărie, cetățeni, constructori, CNADR, cei care gestionează până la urmă uh, întreaga investiție. Am făcut destule vizite în teren și pentru bune și pentru rele. În general ne ducem să vedem și să monitorizăm ca administrație publică modul de derulare a acestor lucrări pot să spun, din ce am văzut, ultimul punctaj l-am făcut chiar astăzi, am ajuns în zona de sud, să spunem, în zona râului Jiu, să vedem podul care trece peste râul Jiu. Au fost finalizate lucrările de infrastructură, probabil în perioada următoare se va trece la riparea tablierului, lucrarea tablierului metalic, deci podul propriu zis. Din cei 22 de kilometri, cred că la ora actuală, dacă aproximez, sunt cel puțin 12-13 kilometri care sunt finalizați sau continuitate din punct de vedere al infrastructurii, straturile de balas, piatră spartă, cilindrări, compactări. Tot ce înseamnă pasaje în zona drumurilor naționale, drumul de Vâlcea, în zona Calea București. Uh, Calea București, deja se lucrează la Pire, se lucrează, se vede deja. În partea de nord, la uh, Iezureni, peste Rua Amarade a fost realizat podul, se lucrează la pasajul care trece peste Calea Ferată, peste drumul național, cu întoarcere către Curtișoara în zona respectivă, unde se va face desprinderea bretelei. În strada aviaturilor, de asemenea, se lucrează la partea de subtraversare. Pot să spun că la ora actuală se lucrează destul de mult, destul de insistent, nu știu graficul în cât interes să termine și dacă au de recuperat sau au recuperat, cert este că se lucrează la ora actuală, pentru că din planul de mobilitate al municipiului Târgu Jiu, care a fost elaborat, a rezultat că această centură, odată finalizată, realizată și redată circulației, nu face decât să ușureze foarte mult aglomerația din incinta Târgu Jiu pentru că sunt destui participanți la trafic care nu vor să treacă prin Târgu Jiu. La ora actuală, Târgu Jiu este la intersecția a două drumuri naționale, DN66-DN67, vrând trebuie să treci prin, prin Târgu Ori cu realizarea acestei variante ocolitoare, atât pe partea de răsărit cât și pe partea de apus, pentru că este un inel al Târgu cu legătură spre podul de cale frată în zona romanești, cu preluarea drumului de rocadă existent al ori, la ora actuală, tot traficul care nu are treabă cu Târgu Jiu, va fi preluat de această centură către celelalte direcții, Petroșan, Nicu Vâlcea, Drobeta, în Ur Severin, Craiova și de aceea spun că din acest studiu a rezultat chiar o descărcare a traficului din Târgu Jiu. Și atunci Ciocârlău și Jiului și strada de e pe lângă Jiu nu vor mai fi centuri. De cele rămân centuri de incintă, de incintă. pentru că până la nu urmă cei care Da, nu poți să, să reglementezi. Da, nu poți să reglementezi viteze mai mari decât prevede legislația privind circulația în localitate pentru că și viteza de deplasare dacă o reglementezi atunci poți să spui că și traficul se derulează sub altă formă. Ori aceste strada barajelor termocentrale vor rămâne drumuri de incint ale cu cuprinse între centură și miezul orașului, pot fi folosite, dar tot în regimul de drumuri de incintă, de incintă cu reglementate cu viteza prevăzută. 50 de km. Da. Știm un coleg care și-a luat amendă pe centură și era foarte supărat că e centură, totuși. Da. da. Uh, domnule Marius Ionescu, mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. Știu că aveți multă treabă, dar e important să comunicați și telespectatorilor uh, situația. Și eu vă mulțumesc și vă asigur că atunci când vom merge în teren și când vom discuta despre alte proiecte pe care primarul municipiului l a pregătit în planul de dezvoltare integrată a municipiului Târgu Jiu, cu siguranță veți vedea un volum de lucru care se va întinde pe următoarea perioadă de timp, doar că toate au nevoie de surse de finanțare și de aceea încercăm în orice mod, prin orice cale să putem să accesăm fondurile extra-bugetare, așa cum spuneam fie fonduri guvernamentale, fie fonduri europene, fonduri de contrapartidă sau orice alte fonduri de investiții care pot să aducă susținere financiară pentru marile proiecte despre care am vorbit. Mulțumesc încă o dată, dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, la revedere!